Îmbrăcat la costum și cu cravată, Dacian Cioloș a pedalat pe o bicicletă statică în holul unui hotel din capitală. Premierul, care mergea la o conferință, nu a stat pe gânduri și s-a alăturat grupului de tineri care pedalau în cadrul unui eveniment caritabil. Premierul se afla în hotelul din capitală pentru a participa la o conferință internațională când a dat nas în nas cu un grup de tineri care pedalau în cadrul unui eveniment de cycling organizat în scopuri caritabile și care are ca scop strângerea de fonduri pentru a ajuta copiii din zonele defavorizate. Dacian Cioloș nu a stat pe gânduri, îmbrăcat la costum și cu cravată la gât, premierul s-a urcat pe bicicletă și a început să pedaleze. După ce a pedalat câteva minute, premierul le-a urat succes tinerilor și și-a continuat drumul spre evenimentul la care era invitat.